Vă salut pe Respect, distinși vlog spectatori! În vlogul de astăzi, un vlog filmat în premieră în studioul marician aflat încă în construcție, vom vorbi despre AirPods Pro. Le-am cumpărat, am zis că e timpul să fac trecerea de la AirPods 1, prima generație, la Pro direct. Și am zis, hai să facem un unboxing, hai să vedem care e treaba, hai să vedem dacă merită cei 1400 de lei. Ați notat că prețurile sunt cam felul următor în momentul de față. Prima generație este undeva la vreo 5-600 de lei, dacă mai găsiți la vânzare. Generația a doua este vreo 760-800 de lei, fără carcasa care se încarcă wireless. Iar AirPods 2 cu încărcare wireless sunt undeva la vreo 1100 de lei. Deci, hai să vedem care e tarea, hai să vedem dacă merită. Hai să înceapă unboxing-ul. Avem și o cameră pusă așa sus, că așa am văzut că se face pe internet la blogurile de tehnologie. Ignorați pe cât se poate zgomotul de șantier, pentru că în momentul de față cuibul unicien este în plin șantier. Încercăm să terminăm cu toată povestea la finalul săptămânii, să ne mutăm, iar la finalul săptămânii viitoare să fie totul țais. Hai să vedem dacă se întâmplă chestiile astea. Pentru cei dintre voi care nu au urmărit povestea cuibului unicien, link în descriere către toată povestea. Hai să înceapă treaba. Unboxing! Bam, bam! Sunetul ăsta. Pentru asta dai o grăză de bani, pentru sunetul ăsta și pentru packaging-ul ăsta. Doamne și domnule, AirPods Pro. Perfect. Ta-da! Ce scrie aici? Designed by Apple in California, asamblat de King Chong Tsang în China. Criticica pe care nimeni nu o citește. E cineva care citește vreodată carticelele astea? Nu-i mai ușor să te uiți pe net la tutoriale? AirPods Pro. Zici că sunt un ou. Sunt mai mari. Hai să vedem ce mai e aici, că văd că mai e ceva aici. Drăguț. Cablu de încărcare USB-C Lightning. Să fie primit, aveam nevoie. Ok. Hai să vedem care e treaba. Ce miros. Miros de toți banii. O, da. Hai să desfacem treaba. Ce ciudat, că nu... A se notat că în momentul în care am încercat să conectez jucăriile la iPhone, mi-a cerut să fac update la ultima versiune de iOS ca să pot să le folosesc la capacitate maximă. Acum am pus să facem update-ul imediat. Facem update-ul, hai să vedem cum se conectează și hai să vedem care este diferența. Așteptăm. One eternity later. Bun, acum că și-a făcut beleaua update-ul, hai să vedem. A durat ceva. Conectivitatea Apple. Sunetele pe care le auzi sunt de la băieții care fac treabă fină, ca să pui buionistian să fie gata. Dăm conectare. O să le numesc vată de urechi Pro. Deci prima impresie e că nu ai cum să scoți cu o singură mână din case aceste căști, spre deosebire de astea. Deci cât de ușor le scoți aici, pac, și cât de imposibil de scos sunt astea. Deci, poate o ține de exercițiu, dar nu știu ce să zic. Deci ai nevoie de două mâini să le scoți. Ok. Ai nevoie de două mâini bune. Ok. Încă o chestie, cât se făcea update-ul, am mai descoperit o chestie. Mamă, am pus ambele căști. Ce ciudat e! Wow! Am mai descoperit o chestie. Ai aceste dopuri micuțe, care țin de la ureche la ureche. Da, intră puțin mai greu în ureche, așa am senzația. Iar când, cum le-ai pus, ai o senzație, nu te mai auzi bine. Spre deosebire de AirPods-urile normale, unde intră aer și sunete și
o altitudă. Hai să băgăm o piesă, să văd. 2-2. Bă, ce ciudate, nici nu mi-au vocea. Mi-au aud foarte încet. Da. S-aud mai bine și au un bas mai pronunțat. E o senzație foarte plăcută. Apeși în această zonă, pe acest așa, pare tăiat așa și finisat. Aici apeși ca să pui pauză și să dai play. Funcționează pe ambele căști aceeași chestie. Deci dacă dai, poți să dai și de aici și de aici pauză. Play pauză. Mă, dar ce senzație ciudată. Acum, asta este testul dacă îmi pică din urechi. Nu pică. Hai să vedem. Să vedem AirPods-urile clasice, dacă fac la fel, dacă pică din urechi. A să notat că le-am împins bine, da? Asta amețez. Nu pică. Eu am noroc că am urechi bune. Am înțeles că sunt anumiți indivizi care le cam pică din urechi cu zorile normale. Ei bine, mie nu pică nici alea, nici astea. Dar nu nec astea pentru că au cauciucul ăsta, stau mult mai bine. Mult mai bine pe situația aici. Chiar cred că poți să alergi liniștit. Dacă îți place să alergi. E foarte drăguț cum îți apare acum aici volumul, îți apar AirPods Pro-urile aici la icon. E o chestie așa de finețe, să spunem. Vedeți? Ți-a apăsat, ai noise cancellation, transparency. Mamă, cum e! Deci transparency este un mod, ce audio acum este o înregistrare în timp real. Hai ce se întâmplă. Și o senzație foarte plăcută. Adică dispare disconfortul ăla de care spuneam mai devreme. În momentul în care spui căștile astea, nu mai auzi nimic, parcă ești așa, sub apă. Bun, deci situația e în felul următor. Ce funcții mai au jucările astea? V-am spus că aici este un senzor ăsta, force, un senzor de presiune, pe care dacă apeși și pornește piesa. Dacă apăs de două ori, e forward, îți dă următoarea piesă. Dacă apăs de 3 ori, dă piesa de dinainte. Și dacă țin apăsat, face trecerea de la noise cancellation la transparency. Sincer, când am auzit prima oară de chestia asta cu transparency mode, eram, mamă, cât de ciudat e să auzi o înregistrare în timp real. Dar acum, pe măsură ce o folosesc, mi se pare foarte naturală și cred că ăsta va fi modul pe care voi folosi cel mai mult aceste căști. Da, foarte tare, foarte tare. Mă simt de parcă am descoperit apa plată cu lămâie. Ca o concluzie de final, între aceste două modele de AirPods, vedeți și voi diferența între cele două AirPods, între Pro și cele normale. Astea sunt puțin mai măricele și astea sunt mai micuțe. Însă trebuie să notați faptul că astea se bagă mult mai greu în urechi versus astea, pentru că, na, e cauciucată treaba. Uitați și voi diferența vizuală. Astea mi se pare că arată mai bine. La capitolul case vedeți și voi diferența, la capitolul căști o vedeți și voi. Cam așa este situația. Și ca să vă răspund la întrebarea din titlu, dacă merită banii, păi, sincer să fiu, 1400 de lei sunt puțin cam mulți bani. Eu vă recomand să vă luați prima generație de AirPods sau generația a doua cu încărcare normală, nu cea wireless, pentru că sunt vreo 300-400 de lei pe care dați în plus din punctul meu de vedere degeaba. Ok, e comod să pui aici pe chestia asta, se încarce fast, dar e la fel de comod să-l bași și frumos în adaptorul Lightning dacă l-ai lângă birou. Deci, eu n-am uitat niciodată să-mi încarc căștile pentru că tot timpul am două cabluri Lightning pe birou, am ajuns acasă, le-am conectat și aia. Deci recomandarea mea e dacă nu aveți deja, aveți iPhone și nu aveți AirPods, primul pas ar fi să vi le luați pe cele fie generația 1, fie generația 2 cu încărcare normală, nu wireless, pentru că sunt vreo 600 de lei sau ceva gen, versus 1400 de lei nebuniile astea. Dar desigur, dacă vă permiteți, aveți banii ăștia și chiar vi le doriți, nimeni nu vă oprește să vi le luați. Mă rog, poate soție. Deci ca să concluzionez, din punctul meu de vedere, după o primă experiență de
nici măcar o oră cu jucările astea, pot să spun că nu merită atât de mulți bani. Desigur, dacă îi ai și îți permiți, sigur, orice merită pe lumea asta. Dar dacă e un sacrificiu să-ți cumperi așa ceva, eu recomand să mergi pe prima generație sau pe a doua generație de AirPods cu carcasa cu încărcare normală. Asta cu încărcare wireless e, să zicem, un moft. Păi bun, cam asta a fost prima mea experiență cu AirPods Pro. Îți dai seama foarte ușor de tot ce poate să facă, slavă Domnului, mai ales că ai și indicații pe ecranul telefonului în momentul în care se conectează la telefon, AirPods-urile se conectează la telefon, deci îți dă mură în gură. Nu e știință, nu e fizică cuantică, nu e operație pe creier, sunt doar niște gadget-uri care sunt în viața noastră să ne facă viața mai ușoară. Acesta a fost vlogul de azi, dacă nu v-ați abonat, abonați-vă, pentru că vor urma multe alte vloguri de tehnologie. Odată cu construcția acestui spațiu, acestui studio marician, voi avea în sfârșit spațiu de desfășurare să fac tot felul de review-uri, să testez tot felul de nebunii, așa că abonați-vă, dați și voi un like la acest clip, dacă n-ați dat deja, și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să știți ceva special despre AirPods sau aveți o completare la ce ați văzut în acest clip. Acesta a fost vlogul de azi, Crăciun fericit! Da, sper că n-am fost foarte haotic, dar e primul meu clip în studio ăsta.